Bună, dragilor, bine ați venit pe canalul meu, Luminița Tarot, bine ați venit la o nouă etalare. Voi face horoscopul lunii octombrie cu tarotul, bineînțeles, și voi clarifica cu oracolele pentru zodia săgetător, luna și ascendentul în zodia săgetător. Înainte de toate, vreau să vă reamintesc că este o etalare generală și să vă recomand să luați doar acele mesaje care vi se potrivesc. Dragii mei, haideți să vedem ce evenimente vor veni în viața noastră în această lună octombrie. Zodia Săgetător, luna sau ascendentul în Zodia Săgetător. Cum va fi această lună pentru dumneavoastră? Ce se va întâmpla? Văd că trebuie să comunicați mai mult. Unii dintre voi poate aveți probleme cu dinții, cu dinții din față, cei mari. Unii dintre voi poate chiar, bineînțeles că fumați, este clar. Sau alții dintre voi nu doriți să spuneți, sau nu, alții dintre voi va trebui să vă abțineți să spuneți anumite lucruri. Pentru toți amunații mei, pentru toți cei născuți în zodia luna sau ascendentul în zodia săgetător și simt că unii dintre voi poate aveți probleme cu tiroida, anghiții. E ca și cum parcă vă e frică să vorbiți. Unii dintre voi suferiți de ansie, simt bărbia de ansie sau poate v-ați lovit la bărbie, la dinte, dinții din față de sus. Poate v-ați lovit sau suferiți de ansie și nu reușiți să digeriți anumite lucruri sau nu reușiți să mai vorbiți de... Haideți să vedem ce vă transmite tarotul, dragul meu, draga mea, săgetător. Pentru toți abonații mei, pentru toți cei care vor vedea acest videoclip, simt pe cineva care a trecut printr-o situație depresivă, disperată, să spunem așa, lacrimi, plâns. Haideți să vedem ce spune tarotul. De ce nu vrea? Magician, dragul meu, draga mea, în această lună octombrie vei avea parte de un nou început, vei da la spate acel trecut. Cred că sunt persoane aici care sunt neliniștite în ce privește noi începuturi, își fac griji în ce privesc noi începuturi și de acolo această ansie, de această frică poate, sau în ce privește comunicarea, în ce privește aceste noi începuturi. Dar aici cu magicianul îți spune că vei avea parte de noi începuturi și că ai tot ceea ce trebuie pentru a reuși în acest nou început. Unii dintre voi poate un nou job, un nou loc de muncă, alții noi studii, alții veți începe, în ce privește relația noastră de cuplu, dacă ați avut probleme, vor fi noi începuturi în această lună octombrie. Zodia Berbec poate are un rol important, persoanele mai tinere. Aici văd că aveți tot ceea ce vă trebuie pentru a acționa, pentru a reuși, pentru a avea parte de succes. Veți avea parte de reușită aici, da? Magicianul aici văd că veți face magie din ce aveți. Veți avea puterea de a face acel pas, de a merge înainte. Veți dori, veți vrea să faceți acest lucru. Haideți să vedem următorul card. Și vi se spune să acceptați. Să acceptați acest nou început, pentru că e posibil să nu știu, să nu acceptați o nouă situație. Văd că veți accepta această nouă situație și văd cifra 6, 1, poate are un rol important. Steaua. Dragilor, dragii mei, aici văd că steaua e clar că
veți avea parte de ghidare divină. Este clar că veți avea parte de noi începuturi și vă va aduce speranța în viața dumneavoastră, într-un viitor mai bun. Văd o reînnoire, o vindecare. Cu steaua aici văd ghidare divină și cred că vă veți asculta intuiția în ce privesc angajamentele cu firmele de stat sau cu angajamentele în ce privește relația noastră de cuplu, în ce privește stabilitatea dumneavoastră, în ce privește de munca, studiile. De aceea trebuie să acceptați acest lucru, acest nou început, pentru că aveți un pic de ansie în ce privește acest lucru. Cu steaua aici văd vindecare și văd că aveți idealuri înalte și aveți dorințe pe termen lung și văd că există foarte multă speranță pentru a reuși. Veți vedea lumina de la capătul tunelului, deci veți vedea că veți avea mai multă speranță în acest nou început. Va fi totul bine, nu aveți motive de a vă îngrijora cu lumea. Unii dintre voi poate veți intra în contact cu mai multă lume, cu persoane de peste hotare sau veți face o călătorie peste hotare. Cu lumea aici zice că poate veți intra în legătură cu persoane de altă naționalitate, călătorii reușite, victorie, v-am spus, aveți, deci este clar că în această lună octombrie vor fi noi începuturi pentru dumneavoastră. Taur, Scorpion, Leu, Vărsător are o importanță pentru voi. Vă veți simți foarte bine în propria piele, veți fi mândri și de reușitele voastre. Deci este clar că veți face drumuri, călătorii, reușite, victorii în ceea ce v-ați propus dumneavoastră, o transformare, o plecare din casă, cu turnul aici chiar o schimbare de mentalitate, carieră, viață. Turnul aici văd că în luna octombrie e posibil, văd aici inițiale A, B, C, O, U, văd foarte multă vorbă, foarte multă unu, trei, poate are un rol important. Văd că voi acționa și văd că văd foarte multă vorbă, da? Și văd că se va termina un ciclu pentru tine. Cu turnul aici te va duce la o eliberare, la o transformare dintr-o situație care a fost blocată pentru tine o perioadă. Ai fost blocat o perioadă de timp. Vei uși din acea situație. Poate fi cu suferință de acest lucru, te va elibera de acele blocaje care te-au ținut pe loc ale trecutului. Că văd că te manipulezi singur, te manipulezi și te mai gândești la trecut. Sau singură te manipulezi. Și te mai gândești la trecut. Dar văd că vei avea parte de noi începuturi. Și se va termina o situație din trecut și cu turnul aici după văd că va aduce la o eliberare din acea situație care te-a ținut blocat, din acel trecut. Cum spuneam, poate fi cu suferință, dar vei construi lucruri pe baze solide, mai solide decât ai avut până în momentul de față. Dar văd că poate fi anumite, poate vei avea anumite obstacole sau în ce privește drumurile tale, în ce privește, va trebui să faci drumuri, dar cu turnul aici spune și că vor fi întârzieri sau să ai grijă la întârziere sau să ai grijă la mașină, la mijloacele de transport, mașină, motocicletă. Haideți să vedem. Dar văd și că vei avea o revelație. Mergând în lume, urmându-ți, acceptând acest nou început, urmându-ți idealurile, văd că te va duce la împliniri. Te vei simți mai împlinit și mai bine cu propria persoană pentru reușitele tale. Și ai foarte multă speranță, aștepți ceva de la drum din trecutul tău pentru a conclude o situație, pentru a conclude o situație, pentru a fi liniștită. Aștepți cu foarte multă speranță, dar trebuie să accepți în același timp aceste întârzieri sau aștepți comunicări, mesaje. Haideți să vedem. Poate aștepți comunicări, mesaje de la persoane mai tineri, prietene, prietene. Ok. Da. Te gândești și foarte mult la bani, la ereditate, la
aspectele financiare. Aici văd, poate fi, în ce privește ereditatea, o veste, poate un loc de muncă. Văd că vei primi un cadou, da? Deci vei primi un cadou și văd că totuși trebuie să accepti anumite acuzații din partea altor persoane care vor veni în viața ta, bineînțeles, și te vor acuza sau îți vor spune sau au pretenții sau așteptări de la tine. Ai grijă la o persoană care te trădează pe la spate, cred că deja știi despre cine este vorba. Văd că lumea și familia ta are un rol important aici. Cifra 9 și cu lumea aici văd că te vei simți foarte bine în lumea ta. Familia ta va avea o reală importanță, poate persoane de peste hotare sau familia care faci parte. Văd o transformare și în luna octombrie va avea un rol important pentru tine. Și haideți să vedem cu turnul aici pentru zodia luna sau ascendentul în zodia Săgetător. Văd cu turnul aici, văd că se va lua o hotărâre, se va lua o decizie în ce privește documentele legale, în ce privesc documentele, ceea ce trebuie să rezolvați pentru a ajunge la un echilibru în viața noastră, să luați o decizie înțeleaptă și văd că veți face un compromis, veți bate palma și în ce privește un proces sau acele acuzații sau acele decizii, vânzări, cumpărări. Se va bate palma și se va negocia și va fi o împăcare sau o vânzare, o cumpărare sau văd că veți reuși să vă regăsiți echilibru. Văd că vi se spune să ascultați și persoane din jurul dumneavoastră ce au de zis pentru a ajunge la un comun acord, pentru a ajunge la un echilibru, la o vânzare, o cumpărare, la un succes. Oricum, văd că contractele vor avea un rol important, instituțiile de stat vor avea un rol important în viața noastră. Zodia Balanță văd că au un rol important. Fecioară, Taur, Scorpion, Leu, Vărsător, cum am spus. Berbec. Văd oricum că veți bate palma, se vor face compromisuri, veți ajunge la înțelegeri cu în ce privește acele probleme pe care le aveți până în momentul de față, acele probleme pe care le-ați avut până în momentul de față sau pe care le veți avea, văd că se va ajunge la o înțelegere în familia dumneavoastră, în ce privește lumea, drumurile, călătoriile sau negocierile, vânzările, da? Deci veți ajunge să faceți un compromis, o împăcare aici, vă veți împăca cu cineva și veți ajunge să vă înțelegeți. Vreau să vedem ce spune tarotul astrologiei. Văd o renaștere pentru dumneavoastră și pentru inima dumneavoastră, pentru dorințele și acele dorințe pe care le aveți în inima dumneavoastră, văd că veți renaște. Veți renaște. Și văd că inima noastră va începe din nou să ardă. Adică în ce privesc pasiunile dumneavoastră. Haideți să vedem. Văd în casă, în familie, va avea un rol important casa, familia, stabilitatea dumneavoastră în casă, familie. Cifra 6, 1, 17, 8, 21, 3, 16, 7, poate are un rol important. Văd că o comunitate poate are un rol important, un grup de oameni veți primi ajutor din partea acestor persoane, din partea familiei. Veți primi ajutor din partea acestor persoane. Și văd că ai nevoie de motivare, trebuie să fii decis, ai grijă la certuri, la discuții în contradictoriu cu alte persoane. Cred că trebuie să comunici mai clar, dar ai grijă la certuri, da? Planeta Marte spune să ai grijă la ceea ce spui, pentru că uneori poți fi mai rece, să spunem așa, sau pot răni aceste discuții aprinse. Dar trebuie să fii mai motivat în ce privește banii, în ce privești resursele tale financiare. Trebuie să iei decizii, hotărâri, în ce privești contractele, în ce privește un nou job, o nouă carieră, da? Și trebuie să fii mai hotărât în a vorbi sau în a acționa.
Haideți să vedem ce dorește să vă mai transmită pentru zodia săgetător, luna sau ascendentul în zodia săgetător. Văd că vei primi invitații, da? Vei primi invitații de la instituții, de la prieteni, vei primi invitații de tot felul. Și văd că vei fi susținut. Casa a șasea poate are un rol important, văd cifra 8 în ce privesc colaborările, contractele, cum ți-am zis, instituțiile de stat, văd că îți vei găsi echilibru în viața ta, vei fi susținut de alte persoane chiar și văd că îți vei regăsi echilibru, cum ți-am spus, da? Cum ți s-a spus și înainte. Haideți să vedem ce vă spune și acest oracol pentru zodia săgetător. Uite, și un prieten te va ajuta, un prieten loial, va fi determinat să te ajute, va fi alături, un prieten din casa ta, văd că ai ajutorul familiei tale, foarte frumos, din partea unui prieten care ți este fidel, ți este loial, îți stă aproape, te ajută, te sfătuiește un prieten sau o prietenă și văd că vei avea parte de stabilitate, vei prinde rădăcini mai puternice și văd că vei crește, vei evolua. Unii dintre voi vă veți muta cu casa sau în altă casă sau în ce privesc studiile sau munca, colaborările. Haideți să vedem. Poate în această lună octombrie un proiect de casă sau vei vorbi cu sau în familia ta se vorbește despre o schimbare de casă sau un proiect de casă. Văd aici o acceptare, trebuie să accepți o persoană mai excentrică din jurul tău, este o persoană mai înțeleaptă, mai în vârstă. Văd că aceasta va fi o schimbare cu puritate din partea acestei persoane. Să accepți această persoană, da? Pentru că văd că va fi puritate în viața ta, o schimbare în mai bine și în ce privește drumurile tale sau o acceptare dintre tine și dacă ești femeie dintre tine și un bărbat și dacă ești bărbat dintre tine și o altă femeie. Văd că va fi o schimbare și va trebui să accepți acest lucru și văd că există puritate și văd o împăcare, un echilibru. Un compromis. Haideți să vedem și ce vă transmit îngerii, dragii mei, dragile mele săgetători. Astara, meriți ce e mai bun. Fă în modul ca dorințele și visurile tale să fie cât mai înalte, cât în ce spuneam mai înainte, idealurile tale și nu cobori la compromisuri. Aici zice că vei face un compromis în sensul că vei negocia, vei ajunge la un comun acord cu alte persoane. Deci meriți ce e mai bun, da? Deci încearcă să visezi, uite, steaua aici și mergi înainte, nu te lăsa și ai încredere în visele tale și în speranțele tale și se vor împlini dacă tu crezi cu adevărat și vei primi ghidare divină și da, aici îngerii te vor acompania în acest drum al tău de acum înainte. Dragul meu, draga mea, dacă nu te-ai scris la canal, eu te sfătuiesc să o faci, în acest mod vei primi notificări pe parcurs cu ceea ce voi distribui și te-aș ruga să distribui chiar acest videoclip pentru că pot fi persoane care pot avea nevoie de aceste mesaje. Te-am pupat, îți doresc o lună minunată, binecuvântată, numai bine, la revedere, sănătate!